Inspectorii școlari au observat că în ultimii trei ani primesc din ce în ce mai multe cereri prin care li se solicită echivalarea studiilor efectuate în străinătate de către copiii români plecați în diferite țări din Europa, împreună cu părinții. Pentru acest an școlar, 29 de cereri ale copiilor de stranieri au fost aprobate de Inspectoratul Școlar. În perioada 1 septembrie-1 noiembrie am avut 29 de solicitări, 29 de elevi care s-au reîntors în țară, 15 din mediul urban, 14 din mediul rural și, dacă vreți, o defalcare pe cicluri de învățământ. Din cei 29 de elevi, 11 sunt de la învățământul primar, în ciclul primar, 13 ciclul gimnazial, 4 liceal și un elev care este la școala post-liceală. Profesorii susțin că mulți dintre copiii întorși în țară sunt sub nivelul colegilor lor din cauza diferențelor de materie. Mulți dintre ei nu mai știu să vorbească sau să scrie corect în limba română și trebuie să recupereze cunoștințele acumulate înainte de a pleca din țară. De regulă, copiii reveniți la studii sunt înscriși într-o clasă inferioară, tocmai pentru a face față cursurilor. Acești elevi, după ce au depus cererea prin care solicită reînscrierea la cursuri, au întocmit un dosar care este trimis la minister pentru echivalare. De obicei n-am avut probleme pentru că încercăm prin toate mijloacele să-i reintegrăm pe acești elevi, de obicei cu o clasă mai jos decât cea pe care o solicită ei în urma absolvirii cursurilor în străinătate. Ei sunt acum la cursuri, chiar dacă n-au venit la toți echivalările de la minister, pe măsură ce aceste echivalări vin, noi operăm în documentele școlare. Procedura de înscriere la școala românească este destul de simplă. Unitatea de învățământ întocmește un dosar care trebuie să conțină foaia matriculă în original de la școala unde aceștia au studiat, traduceri legalizate după aceste documente și copii după pașaport și după certificatul de naștere al copilului.